Accident rutier grav în comuna Răducăneni la sfârșitul săptămânii trecute. Ion Agustin, care lucra ca ambulanțier în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Iași, și-a pierdut viața din cauza unui tânăr în vârstă de numai 20 de ani, care mergea cu o viteză de 180 de km la oră. Incidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 5, când Ion Agustin împreună cu familia se întorceau acasă de la o nuntă. Victima se afla între Răducăneni și Bohotin și în momentul în care a virat stânga, a fost lovit din plin de un autoturism marca Audi. În urma impactului, mașina ambulanțierului a luat foc, iar cealaltă a fost proiectată într-un gard. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ambulanței, care le-au acordat victimelor primul ajutor, însă Ion Agustin a decedat. În prezent, fiul și soția acestuia se află internați, cât și celălalt șofer implicat în accident, căruia i s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Au fost aduse două persoane, victimele unui accident rutier, petrecut pe raza comunei Răducăneni. Din păcate, în accident au fost implicate două autovehicule și șoferul unia dintre acestea a fost declarat decedat la fața locului, nimai putând se resuscita. Din victimele aduse, una de 20 de ani, șoferul unui autovehicul implicat, era în stare de ebrietate și prezenta o fractură bimaleolară la gambă.